La începutul săptămânii, la Piatra Neamț a fost lansat primul centru de înscriere de proiecte pentru autoritățile locale și mediul de afaceri din județ. La inițiativa conducerii Consiliului Județean, la întâlnire au participat președintele Patronatului Serviciilor Publice din România, un expert în planificare și implementare de proiecte la nivelul Uniunii Europene, precum și specialiști și consultanți în domeniu. Avem astăzi o acțiune care încercăm să o concretizăm. În perioada următoare avem invitați care să deschidă un drum, să zic așa, în județul nostru în ce privește accesarea de fonduri europene. Avem Patronatul Serviciilor Publice pe domnul președinte Florian Dudu și o echipă care ne însoțește dumnealui, inclusiv de la Bruxelles, de la Uniunea Europeană. Pleca la constituirea unor inițiative în județul Neamț. Scopul reuniunii a fost acela de a deschide un dialog cu autoritățile locale pentru sprijinirea acestora în activitatea de planificare strategică și de înțelegere a conceptului de dezvoltare locală. Președintele Patronatului de Servicii Publice a ținut să menționeze cele trei obiective pe care și le-a propus, respectiv crearea în județul Neamț a unui centru de înscriere de proiecte, modalitatea de accesare a fondurilor europene și lansarea platformei investiționale. Împreună cu dumneavoastră să identificăm acele idei, acele proiecte pe care vreți să le faceți și care am vrea împreună să dea un plus de substanță activității pe care o desfășurăm în înțelegerea conceptului de dezvoltare locală. Așteptăm de la dumneavoastră o participare la dialog, la întrebări, astfel încât să putem să plecăm de aici cu niște lucruri care să ne facă să ne întoarcem, pentru ca împreună să începem să le dăm viață. La final au fost dezbătute problemele legate de îmbunătățirea capacității autorităților locale de a programa și de a administra fondurile publice, în special cele europene.